În perioada 17-20 octombrie se desfășoară la Cluj-Napoca simpozionul național Ordinea Fundamentală a Universului și Ideologiile Relativiste Actuale, repere ale tradiției iudeo-creștine valorificat în dialogul dintre teologie, filosofie și știință. Cu acest prilej, prefericitul părinte Patriarh Daniel a transmis participanților la simpozion mesajul intitulat „Isus Hristos, Lumina Lumii și Rațiunea Creatoare a Raționalității Universului. În contextul societății informaționale de astăzi, implicațiile rezultatelor cercetării științifice din diferite domenii sunt tot mai pronunțate și vizibile, inclusiv pentru publicul larg. Autoritatea științei nu este considerabilă doar în plan epistemologic, ci mai ales prin aplicațiile practice ale rezultatelor științifice, viața în plan personal și comunitar a omului de astăzi fiind influențată semnificativ la nivelul existenței cotidiene de științele și tehnologiile contemporane. Într-un asemenea cadru, familiarizarea cu tendințele actuale din diferite arii de cercetare științifică și înțelegerea semnificațiilor unor rezultate relevante din știință reprezintă un argument considerabil pentru a da o mărturie despre specificitatea credinței într-o societate cu o mentalitate structurată tot mai mult de logica încrederii doar în propriile puteri, de încrederea exclusivă în forța științei și a aplicațiilor sale tehnologice. Avem convingerea că prin sesizarea raționalizării profunde a Universului, adică prin vederea raționalizării dumnezeiești a creației, nu doar că se dezvoltă o viziune unificatoare asupra Universului, ci se intensifică și o relație de comuniune între oameni angajați onest în căutarea și mărturisirea adevărului profund al cercetării științifice, atât prin cunoaștere teologică și cercetarea științifică, dar și prin reflexia filozofică, în felul acesta, dialogul dintre teologie, filozofie și știință nu rămâne în sfera unei abordări obiective de tip impersonal, ci devine și expresia unor legături interpersonale, dobândind astfel trăsăturile unei lucrări comunionale, de adunare sintetică a demersurilor distincte. În această perspectivă, ediția A7 -a, a Simpozionului Național Referitor la dialogul dintre teologie, filozofie și știință, poate contribui și la întărirea conștiinței ecleziale și sociale în acest domeniu, cultivându-se astfel și dimensiunea creatoare, mărturisitoare și edificatoare a dialogului între instituții diferite, nu doar expunerea unor informații, chiar dacă acestea sunt fascinante la nivel intelectual. Apreciem tematica acestui simpozion național, îi felicităm pe organizatori și ne rugăm Mântuitorului nostru Isus Hristos să binecuvânteze pe toți participanții la lucrările acestuia, dăruindu-le bucuria cultivării unui dialog benefic între teologie, filozofie și știință. Mesajul integral poate fi citit pe bazilica.ro